Bună seara, dragilor, și bine ați venit la clasa 11. Bine ați venit, Cosmine, pornim treaba cu derivatele astea, mă. Vă trebuie să... Când o să ajungă la clasa, o să fiu expert. Când ne-am venit la clasă, v-ați început derivatele acum la clasă? Ați început, nu? N-ați început. Bă, ești tare, mă. O să uite colegii tăi, nu o să te recunoască, nu? Așa. Hai să pornim. Deci, fie funcția f de x egal cu arc tangentă din x minus 1 supra x plus 1. Facem formula sau o facem iar... Bă, să nu încerc să fac limita raportului, că nu, e dură asta. Da? La limite mai simpluții mai merge, dar la tangente, minus la tangente. E stâmpit de tot. Numai la asta nu m-am gândit. Și este ciudată de tot. Prin formulă. Da. Derivat, mai după formulă, e derivat de x. Derivat de x va fi egal cu... Arc tangentă de x. E 1 supra 1 plus x pătrat, nu? Da. 1 supra 1 plus ce are ea la pătrat. X la pătrat. A, nu, dacă are x. Dar are o șmecherie aici. Da, toată aia. Da, și 1 supra 1 plus șmecheria ce la pătrat. Argumentul său. X minus 1 supra x plus 1. Totul la pătrat. Da? Și înmulțit, după ce este 1 supra 1 plus și are la pătrat, înmulțit cu ea expresia asta derivată. Când era x, x derivat face 1 și nu mai era rost. Da. N-avea niciun rost mai bun. Da? Deci înmulțit cu x minus 1 supra x plus 1, totul derivat. Și egal cu 1 supra 1 plus ridicăm la pătrat, nu? Sigur că da. 1 plus linie de fracție x pătrat minus 2x plus 1, da, supra x pătrat plus 2x plus 1. Da. Luăm separat pe x minus 1. Dacă mai mergem o dată. Da. Derivat. Înmulțit cu prima, adică prima derivată, adică... Și aici trebuia să spun supranumitor la pătrat. Gel al doua. La fracții, neapărat numitor la pătrat, da? Da. Deci vine prima derivată, cea de la numărător derivată, zice așa, x minus 1 derivat, ori celălalt nu. Da. X plus 1. X plus 1. Minus. Minus x minus 1. Da. Ori x plus 1 derivat. Așa. Supranumitorul x plus 1 la pătrat. Și egal cu 1 supra 1 plus x pătrat. Hai să aduci la ce ajumitor trebuia să amplificăm la 1. La 1 cu x pătrat plus 2x plus 1. Să zicem x pătrat plus 2x plus 1 plus ce este în continuare x pătrat. Da. Minus 2x plus 1. Da? Da. Totul supranumitorul x pătrat plus 2x plus 1 ori prima derivată. Să o derivăm pe asta. X minus 1 derivat. X derivat. X derivat este 1. 1 derivat este 0. 1. 1 ori toată asta rămâne x plus 1. Deci rămâne x plus 1. Minus. Tot la fel. X minus 1. O lăsăm. Așa și celălalt tot 1 face, da? Da. Și așa rămâne. Rămâne așa. Supra x plus 1 la pătrat. Și egal mai departe cu
1 supra. 1 supra. X pătrat și cu X pătrat fac 2X pătrat. Da? 2X cu minus 2X reduc. Da. Și face 2X pătrat plus 2. Da, 2 plus 2, totul supra x pătrat plus 2x plus 1. Hai să strângem pe ăsta, x plus 1 la pătrat de acolo. X plus 1 la pătrat. Totul supra x plus 1, totul la pătrat. Înmulțim cu? X plus 1 minus... x plus 1 minus x minus, 1. Minus, minus, x plus 1, că minusul din față schimbă semnul. Da. Nu mai pui paranteza. Da. Că tocmai minusul a schimbat semnul. De ce? Da. Totul supra cine? X plus 1 la pătrat. Și egal cu? Mulțim prima cu a doua inversată. Da. Adică 1 ori x plus 1 la pătrat. Deci vine x plus 1 la pătrat la numărător. Supra 2x pătrat plus 2. Adică 2 pe lângă x pătrat plus 1. Am scos și pe 2 în factor. Da? Da. Înmulțim cu x cu minus x reduc acolo. Da. 1 și cu 1 face 2. Supra x plus 1 la pătrat. X plus 1 la pătrat cu x plus 1 la pătrat. 2 cu 2 se simplifică și iată final. E 1 supra x pătrat plus 1. 1 supra x pătrat plus 1 este funcția asta de derivat. Deci funcția asta de aici, ea, are derivata, f derivat de x, este egal cu 1 supra x pătrat plus 1. Hai să mai vedem încă o dată care, ce a fost aici. În timpul ieșițiului. Deci trebuia să știu arctangenta derivată, da, care e 1 supra 1 plus argumentul său la pătrat. 1 supra 1 plus expresia asta toată. Dacă x e x la pătrat, dar dacă este altceva, ăsta nu este altceva. Nu e arctangentă de x. Da? Nu e x simplu. Ca să zici 1 supra 1 plus asta la pătrat. Asta la pătrat. Dar loc de x la noi cine este? X minus 1 supra x plus 1. Deci de aceea am zis 1 supra 1 plus 1 supra 1 plus toată expresia la pătrat. Da. Și înmulțit acum cu expresia aia derivată. Și când să derivăm expresia, ea este o fracție. Îi aplicăm rețeta de la fracții. Da. Care spune prima derivată a doua nu minus prima prima normală, la doua derivată. Prima nederivată, a doua derivată. Da. Totul supra... Deci, da, nu, nu, nu da. 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 Da, nu, nu, da. Nu. Supra, supra numitorul la pătrat. Da? Și de acolo e calcul. Aici am uitat la pătrat, am ajuns la același numitor. Aici când am derivat, trebuia să spunem că asta derivat face 1, 1 ori x plus 1, x plus 1, minus x minus 1, minusul schimbă semnul, calcul, deasupra e tangent, acum intră la calcul. Doar atât a fost. Să știu formula la tangente și derivata, derivata fracției. Iar de acolo înainte ești la tine acasă. Calculul pe care îl faci tu. Da? Deci trebuie să-ți fii foarte clar așa când lucrăm, cam cum operăm. Hai să vedem o altă funcție care este simt derivat. Văd că era aici. Uita la ori, uita la refer. Să luăm o altă funcție. Tu mi-ai uitat-o pe aceea. Ca să... Nu, n-am cu ce uzi care știi. N-am văzut. Ai făcut o treabă, o lucrare. Da.
N-ai văzut tot ce ai văzut de așa. Nu. Ca să ai să rage degetele pe tablă. Da, deci să luăm o altă funcție. Să spunem funcția f de x egal cu logaritm natural la pătrat din 5x plus 1. Deci logaritm pătrat din 5x plus 1. Păi f derivat de x. Da. Va fi egal cu 1 supra... Stop! Nu-i logaritm simplu, logaritm la pătrat. E putere mai întâi. Ca și cum ar fi x la n. X la n este n, x la n minus 1. Aici n-ul este 2. Și conform proprietății iese întâi în față. Și vine 2. 2 logaritm natural. La puterea cât rămâne? La puterea întâi, că e 2 minus 1. Din 5x plus 1. Ori, deci am derivat mai întâi puterea. De aia și 2 în față. Ori, logaritmul acum derivat. Ori, logaritm natural din 5x plus 1 derivat. Deci pe puterea am derivat-o. Da. Păi așa. Și acum ori baza derivată. Baza fiind logaritm. Și acum e ca mai departe. Deci 2 logaritm natural din 5x plus 1 ori logaritmul derivat. Logaritmul derivat este, logaritmul natural derivat este 1 supra ce are el. 1 supra ce are el asta? 5x plus 1. Așa va veni. 1 supra 5x plus 1 ori 5x plus 1 derivat. Egal cu 2 logaritm natural din 5x plus 1 ori 1 supra 5x plus 1 și așa ori 5x plus 1 prima 5 derivat nu ori 5x plus 1 derivat nu fracția derivată 5x plus 1 derivat atât. Și 5x plus 1 e ca o adunare. Fiecare derivată, 5 ies în față, x-ul derivat face 1. Deci suntem aici. Adunare sau scăderea? Fiecare derivat. Fiecare, da. Adică 5 derivat e... Nu, păi 5x 5, derivat. 5 e constanta care ies în față. Da. Constanta ies în fața derivat. Rămâne numai x. Da. Și x derivat e 1. 5 ori 1, 5. Iar 1 derivat este 0. 5 rămâne. Deci ori 5. Și egal mai departe cu? 2 logaritm. 2. Ori 5 ăsta. 2 ori 5 face 10. 10. Logaritm natural din 5x plus 1. Totul supra 5x plus 1. Deci 10, din unde a apărut 10? 2 ăsta din față, da. Ori 5 de la sfârșit. 5 ori 2, că e mulțire aici. Da. Asta, mulțit cu asta și mulțit cu 5. 2 ori 5, 10. Logaritm natural din 5x plus 1, supra 5x plus 1. Simplificăm 5x plus 1 cu 5x plus 1? Să simplificăm. Da, să simplifică. E mulțire? Acolo, da. E mulțire. Da. Să simplifică? Dar nu, că 5x plus 1 face parte din logaritmul. Din argumentul logaritmului. Deci argumentul logaritmului, nu poți lăsa pe logaritmul în vânt. Da. Din cine se lucrezi el? E din 5x plus 1. Nu se simplifică cu 5x plus 1. Să aici, pe ăsta, cu ăsta. Da. Deci nu e posibil. Nu există logaritm natural din... Și nu-i mai spui din cine. Uite, logaritm natural din 8. Cât faci logaritm natural din 8? Egal cu 3. Dar nu poți să-ți logaritm natural din... Fără să spui nici cine. Face 3, pentru... nu face 3, pardon. Logaritmul natural din 8 face un număr destul de ciudat. Pentru că el la numărul respectiv face 8. Dar dacă ar fi fost logaritm, hai să zic așa.
logaritmul baza 2 din 8 este 3, pentru că 2 la 3 egal cu 8. Da? Dar nu poți să spui logaritmul baza 2 din nimic egal cu. Adică trebuie să-i spui din cineva. Îi trebuie argumentul asupra cărui acționează funcția logaritmică. Da? Deci de aceea nu sunt simplifică. Mare, mare greșeală. Este din nota 2. Deci eu dacă găsesc cu cineva vreodată și face o greșeală de asta într-o lucrare, nu mai corectez nimic. 2 și la revedere. Deci el nu înțelege nimic până la etapa aceea. Simplifică argumentul. Adică lasă, pe lasă funcția, că zici f de x acolo, da? Stai, adică exact așa mai zice. F de x înseamnă f de x, totul pe x. Și x cu x se simte. Și rămâne f de aer. Nu se poate așa ceva. Nu există așa ceva. Deci nu, să nu cumva să existe vreo moment când de slăbiciune să încerci să faci așa ceva, că este grav. Ți-a anulat tot. Bun. Și acum să vedem... deci așa a fost. Uite-te încă o dată, unii ți s-a părut că a fost interesant aici în calculul ăsta. Ce trebuia să știi? Care a fost partea care... Să scriu logaritmul, să duc 2 în față și... Deci vezi mai întâi ca o putere. Da. Adică formula x la n. N, x la n minus 1. Deci, mai întâi văzută ca o putere. Când a fost logaritmul singur, a fost la pătrat. După aceea, urmează el, logaritmul derivat, care e 1 pe ce are el, și în sfârșit, înmulțit cu argumentul 5x plus 1 al logaritmului. Deci este un fel de... este o derivare cum mai... de pe o varză, dai foile deoparte. Da? Și dai până ajungi la miez. Da. Foaie de foaie. Deci întâi, care e prima foaie pe care de la, care e prima frunză? Pătratul. De puterea. Pentru care e a doua sub ea? Logaritmul. Mai în interior. Cine este? 5x plus 1. Și ajungi la miez. Așa trebuie așa, din, spre exterior, spre interior. Asta e tehnica de derivare a funcțiilor compuse. Aici sunt compuse. E putere, e logaritmul, da? Deci de ce sunt mai multe funcții. Bun. Dacă am înțeles asta, mai luăm o altă. Să zicem f de x este egal cu sinus la a treia de 3x ori cosinus la a patra de 5x. Și acum, f derivat de x egal cu. Păi dacă e la puterea a treia... O secundă. Trebuie să vezi globală ieșiți-o. Globală este așa. E un produs din două funcții. Una, două. Deci este o mulțire de două funcții. Și derivata unui produs cu cine este egal? Prima derivată... Prima derivată ori a doua nu, plus prima nu, a doua da. Fără supra. Numai la supra când e fracții. Și la fracții scădere între ele. Exact acolo, la produsul adunare și scădere. Deci va veni cât aici? E calcul. Cum spune? Sinus la... Sinus la puterea a treia de 3x. Derivat. Uite așa putem. Derivat. Orice nu. Ori cosinus la a patra de 5x. Nu. Plus... prima nu, ori a doua, da. Da? Alternează. Sinus la a treia. Sinus la a treia de 3x, nu.
ori cosinus la 4 de 5 x derivat. Derivat. Și egal cu. E, aici e acum. Sinusul e la 3-a. Nu-i sinus simplu, la 3-a, deși e o putere mai întâi. Și cu cine e egal puterea derivată? Acolo, a doua formulă. N, la noi cât va veni? 3 pe lângă... 3 ori... Sinus... La cât are? La a doua. La a doua de 3x. Da. Ori... Ori... A derivat numai puterea. Ori acum sinusul de 3x derivat. Ori sinus, da. Deci sinus am derivat puterea, ori sinus de 3x, totul derivat. Deci, atenție, apare 3 sin pătrat de 3x, 3 sin pătrat de 3x, pentru că 3-ul ăsta coboară aici. Coboară în față și rămâne la a doua. Ori sinusul derivat, ca și mai fost așa. Sinus de 3x derivat. Deci am derivat ca o putere, acum vine sinusul derivat, e foaia, frunza a doua, sinusul, da, de 3x derivat, ori cos la a patra, îl copii pe ăsta, ori cos la a patra de 5x plus sinus la a treia de 3x, îl copii, nu? Da. Sinus la a treia de 3x ori, acum, 4 ori 4 cosinusul la 3-a din 5x, cosinus la 3-a de 5x ori cosinus la 3-a de 5x. Nu cos la 3-a, cosinus fără putere de acum. Cosinus de 5x, cosinus, baza. Da, da. Ori cosinus de 5x derivat. Da? Și egal cu. Zicem. Copiii mă până aici, când ajung la derivare, încerc să derivez. Deci vine 3 sin pătrat de 3x ori, ori sinus de 3x derivat, sinusul derivat e cosinus. Da. Adică cos de 3x. Cosinus de 3x ori 3x derivat. La a treia frunză m-am dus acum. Ori 3x derivat. Când era simplu de x, era cosinus, dar fiindcă e de 3x, acum urmează 3x-ul derivat. Deci vezi, m-am dus așa. N-ai înțeles nimic, nu? Mă iau încă o dată. Deci mai întâi puterea. Da. Poate ar fi bine să iau mai puțin la a treia de 3x derivat. Uite, Cosmin, hai să luăm așa. Să luăm f1 de x. Luăm deoparte. f1 de x egal cu sinus la a treia. Numai de x. Numai de x. Sinus la a treia de x. Da, sinus la a treia de x. f1 derivat. f1 de x derivat va fi. Când e sinus simplu, cât e derivata lui sin? Cosinus. Da? Cos de sin de x derivat egal cu cos de x. Da. Când e sinus de x simplu derivat, e cos de x. Acum, fiind sinus la a treia, trebuie să derivăm ca o putere. Ca și cum ar fi ceva la a treia. Ceva la n este n x. N ori x la n minus 1. Adică în loc de x este sin de x, deci vine n. Șmecheria asta, sinusul la a doua. Da. Deci vine 3 ori sinus pătrat de x. Sin pătrat de x și ori. Da. Acum, ori ăsta e derivat. Sinus de x. Ori sin de x derivat. Și egal cu 3 sinus pătrat de x ori derivata lui sinus, care este cos de x. Asta este răspunsul. Dacă ar fi fost mai sin de x simplu, fără la a treia, ar fi fost derivata lui sinus cos. Da? Dar fiind la o putere, am derivat-o mai întâi puterea, în calitate de putere, iese exponentul în față, rămâne la puterea așa,
Și acum ori ce este acolo derivat. Da? Da. Bun. Ia să mai facem alta. Să zicem f2 de x egal cu sinus la 7 de 5x. Atunci f2 derivat de x va fi egal cu f2 derivat de x va fi egal cu luăm mai devine 7 7 sinus sinus la puterea 6 6 de 5 5x, 5x ori sinus de 5x totul derivat. Corect. Și dăm mai departe cu 7 sinus 7 sinus la 6 de 5x ori sinus de 5x adică sinusul derivat. Sinusul derivat este cosinus derivat. Nu, nu mai este cosinus, sinus derivat, ca urmare a derivării, e cosinus. Cosinus, da. Deci sinusul derivat este egal cosinus, cu cosinus. Da. Deci vine cosinus de 5x, da, și ori, acum am intrat tu mai la a treia frunză, ori 5. Ori 5x derivat. Da? Deci am derivat ca o putere 8 și 7, am derivat pe sinus și acum am văzut la argument. Ori 5 derivat. Și face egal mai departe cu 7 sin la 6 7 sinus la a 6 de 5x ori cosinus de 5x și ori cât este 5x derivat? 5. 5. Că 5-ul iese în față, x-ul derivat face 1. Deci ori 5. Și 5-ul ăsta îl mulțesc cu 7 tocmai din față. Și 7 ori 5 fac 35. Sinus la a 6 de 5x ori cosinus de 5x. Ăsta este răspunsul derivatei respective. Da? Deci, vezi că înaintăm așa, dinspre exterior, ca o putere, trec la sinus, o derivez pe sinus, și în primul mă duc la argument până cât termin tot. Deci eu până ajung la miezul verzii respective. Frunze de frunze dau deoparte. Deci dinspre exterior spre interior. Păi luăm încă una. Deci f de x e egal cu e la x ori sin de x. E la x ori sin de x. Ce observăm că avem acolo? Un produs de două funcții. Și atunci zicem, f derivat de x va fi egal cu? Păi e la x derivat. Locul întâi derivat. Nu? După rețeta produsului. E la x derivat, ori cealaltă nu. Sin de x nu. De x. Plus. Plus e la x. E la x nu, ori sin de x, sinus de x derivat. Derivat. Și va fi egal cu? Va fi egal cu. Hai să vedem. E la x totul derivat. E singura care nu suferă. Rămâne e la x. Deci vine e la x, ori sin de x. Sinus de x. Plus e la x. E la x, ori cosinus de x. Cos de x. Și dăm mai departe ce putem face. Dăm pe e la x factor comun. Da? Deci vine e la x pe lângă. Sinus de x. Sin de x plus cos de? Cos de x. Sin de x plus cos de x. Și cu asta am aflat derivat. Asta e derivat. Da. Deci vata lui era x sin de x, este era x plângă sin de x plus cos de x. O altă funcție. F de x este egal cu, să zicem, 3x pătrat plus 5x minus 1 supra 2
x pătrat plus x minus 3. F derivat de x. Și atunci rezultă că f derivat de x va fi egală cu? Este o fracție. Da. Și rețeta la fracție este așa. Prima derivată ori a doua, doua nu, minus prima rămâne așa, ori a doua derivată supra numitorul la pătrat. Deci vom zice și noi, egal cu 3x pătrat. 3x pătrat plus 5x minus 1, tot derivat. Da. Ori 2x pătrat plus x minus 3. Plus x minus 3. Minus. Da. 3x pătrat plus 5x minus 1. Ori 2x pătrat plus x minus 3, totul derivat. Da. Totul supra 2x pătrat plus x minus 3, totul la puterea a doua. Și egal cu? Când e așa, îl luăm pe fiecare derivat, adică 3, facem 3x, 3x pătrat derivat plus 5x derivat plus 1 derivat, nu? Sigur că da, la adunarea. Și vine 6, 6x. Așa face, 6x. 6x plus 5. Corect. 1 derivat dispare. Așa. Deci 6x plus 5. 6x plus 5. În paranteză, totul e mulțit cu 2x pătrat. 2x pătrat plus x minus 3. Da. Minus 3x pătrat plus 5x minus 1, ori 4x. Ori 4x. X derivat e 1. 4x plus 1. Da, 4x plus 1. Totul supra. Ridicăm la pătrat. Nu, ridicăm la seama așa. 2x pătrat plus x minus 3. Totul la pătrat. Și egal cu? Desfacem paranteză? Păi desfacem, că facem antrenament. 12x la a treia. Deci 12x la a treia. Plus 6x pătrat. Plus 6x pătrat. Minus 6 ori 3, 18x. Minus 18x. Da, minus 18x. Am terminat cu 6x, cine urmează? Plus cu plus face plus 5 ori 2, 10x pătrat. Plus 10. Plus cu plus 10, 5x. Plus da. Cu minus, minus 15. Minus 15. Minus pe lângă. Și lăsăm la sfârșit. 12x la a treia. 12x la a treia. Plus 3x pătrat. Plus 3x pătrat, da. Așa. Plus cu plus. Plus 20x pătrat. Plus 20x pătrat, plus da. 5x. Plus 5x, minus da. 4x, minus 1. Minus 4x, minus 1. Și egal mai departe cu? Totul supra 2x pătrat. Hai să trecem și pe asta la pătrat, să te preamintim. Vor fi 4x la a patra. 4x la a patra, da. Plus x la a doua. Da. Plus 9. Da. 2ab, adică 4x la a treia, plus 4x la a treia, 2bc, 2x, minus 6x. Minus 6. BC, ai zis, da? Da. Dar de ce nu zice asta cu asta ca să nu-l pierzi? Minus 6 ori 2, 12. 12. Minus 12 x la a doua. La a doua. Și minus 6, ai zis, x. Minus 6 x. Da? Minus 6 x. Și egal acum cu? Hai să reducem termenul asemenea aici. X la a treia, n-am? Da. Noi. Îi lăsăm numai pe ăștia până aici. Nu. Deci 12.
x la 3. 16 x la 3 cu x la 2 acum. Plus 16 x la 2. Da. Minus 18 x și cu 5. Minus 13 x. Minus 13 x. Minus 15. Minus 15. Minus 1 din față, paranteze, schimbă toate semnele. Da. Și va veni minus 12 x la 3. Minus 12 x la 3. Minus 3 x la 2. Nu, al 2 e așa și primul schimb la sfârșit. A, la sfârșit. Păi da. 3 x pătrat și cu 20 x pătrat. 23 x pătrat. Și cu cauza minusului vine minus 23 x pătrat. Apoi, în x. X și cu minus minus x. Minus x. Plus 1. Plus 1. Totul supra. 4 x la 4. Plus x pătrat. Plus, nu, 4 x la 3. 4 x la 4 și plus 4 x la 3. Le ducem tot și aici termin asemenea. Și în x la 3. Nu mai avem. Așa, plus 4 x la 3. În x la 2 avem la a doua și cu minus 10 x la a doua. Cum? X la a doua și minus 12? X la a doua. A, minus 11. Minus 11 x la a doua. X la a doua. Și un x, nu mai avem, rămâne minus 6 x. Minus 6 x. Plus 9. Plus 9. Și egal acum cu? Doi specii la 3 cu minus 2 specii la 2, 3 se reduc. X la a doua, minus 23 cu 6, adică... Cu 16. Cu 17. Cum să fie? Dacă 23 și 16. Cum ai făcut, mă? Scazi din 23 pe 16, nu? Pe 6, pe 6. Pe 16. O, eu sunt pe 6 de aia. Pe tot, tot. Tu știi ce ai scris acolo. 23 minus 16. 7. Deci minus 7. Minus 7 x pătrat. Minus 7 x pătrat. Apoi. Cu x. În x. Minus 13 x minus x minus 14 x. Minus 14 x. Mai rămas doar minus 15 plus 1 minus 14. Minus 14. Totul supra. Asta-i copiem că n-avem ce face, nu? 4 x. X la 4 minus plus 4 x la 3. Minus 6x plus 9. Minus 6x plus 9. Sus, mai parte, scoate un minus 7 în factor, nu? Și vine pe lângă x pătrat plus 2x plus 2. Și în supranumitor respectiv. Hai să vedem încă o dată ce a fost aici. Am avut o fracție de derivat. După legea fracției. Și fiecare la rândul, când ne-am apucat de derivare, muncim acolo să o derivăm. Da? Deci, noi trebuie să știm formulele și să știm, să avem calculul algebric cu noi, adică după ce ai făcut aplicat formulele, de acum lucrezi. Și dacă te trădezi acolo și ai greșeli de astea elementare, e povestea ta. Deci, spuneam așa seară, toate lucrurile dinainte, de până acum, toate sunt preluate. Așa. Ia să mai vedem că una f de x e egal cu sinus la a treia de 5x ori e la x. Ori e la x. F derivat de x va fi egal cu prima derivată, adică... Deci, f derivat de x va fi așa, cu sinus la
La 3 de 5 x derivat. Derivat. Orice la altă ori e la x, da? Min plus la, da, la produs. Prima rămâne așa, sinus la 3 de 5 x ori e la x totul derivat. E la x totul derivat. Și calcul. Păi vine 3 în față. Așa ca o putere vedem, da? Deci egal mai departe cu 3 sinus la, la puterea a doua de 5x ori, am derivat mai puterea, da, ori sinus de 5x. Sinus de 5x derivat. Derivat, da. Ori sinus de 5x derivat. Ori e la x, la x plus sinus la 3 de 5x sinus la 3 de 5x ori e la x. E la x. Și calcul. Mai avem de derivat ceva. Pe cine? Pe sin de 5x. Sinusul derivat, nu? E cosinus de x. Cosinus. Și 5... Nu, cosinus de 5x. Da, deci că nu este, el nu este sin de x, este sin de, deci, 5x. Și atunci trebuie să zicem cosinus de 5x, de cât are argumentul acolo. Deci egal cu 3 sinus la a doua de 5x ori cosinus de 5x ori 5x derivat, care este ori 5. 5 ori 1, 5, da? Ori e la x plus sinus la a treia de 5x ori e la x. E calcul. Ne uităm, din cei doi termeni avem 1, 2. Ce avem comun? Care sunt termenii ca să scoatem factor comun? Este la x. Este la x, nu. De ce faci chestia asta? E nesiguranță totală. Că zici nu. Măi, e de glumiță. Trebuie să ai siguranță. E la x, că îl văd în ambii membri, îl văd și aici. Și îl văd și aici. Ăsta e motivul pentru care e la x, îl scot în factor comun. E comun. Ăsta e comun și ăstuia și celuilalt. De aia se cheamă factor comun. Da? Și ce mai găsești tu comun în cei doi? 5x. 5x simplu nu-i. Păi el e legat de fiecare dată. De câte cineva. 5x este legat. Ce mai este comun? Sinus la 3 de 5x. E la a treia, dacă e la a doua. Și îl scoți pe ăla la a doua, la mai mic. Deci scoți pe sinus la a doua de 5x ori e la x. Punem e la x un factor în față. Deci va fi egal cu e la x ori sinus de 5x pe lângă. Să vedem ce avem din toată povestea asta. Ce ne-au rămas în paranteză. Deci el extinde de 5x. Din primul termen ce a rămas? Din ăsta. Uite de la un capul la altul. Vezi ce a scos în față. Da? Și vezi? Sinus la cât am zis noi? Sinus la a doua scoate, nu? Da, sinus. Sinus la a doua. Nu rămas 3-ul. 3-ul, da. Cos de 5x. Cos de 5x, da. Cos de 5x. Și dacă mai rămas ceva? Și 5. Și 5-ul. Adică punem pe 5 în față aici. Ca nu cumva să zicem 5 ori 5x. Că da. 5-ul ăsta nu se mulțește cu argumentul, ci este ca un factor. 5 ori 3, 15. Deci corect este să spun 15. 15 cos de 5x plus din al doilea ce a rămas. Din al doilea, din 5-ul. Pardon. Uite ce am pus în față și ce este acolo și îți dai seama. Sinus la 3 de 5x. Păi l-am scos pe sin la 2. Sinus de 5x. Păi atât. Sin de 5x, dar trebuie să fii foarte clar. Rămâne numai sin de 5x pentru că
sinus la 3 înseamnă sinus la 2, sinus, încă o dată un sinus. E sinus la 2 l-am scos și a rămas doar sinus de 5x. Sinus de 5x. Și asta este derivata. Deci, ce a fost aici interesant? Să vedem că avem un produs de două funcții. Să derivăm după legea produsului. Prima da, al doua nu. Prima nu, a doua da. Și ce înseamnă asta derivată? Că au putere mai întâi. Pe urmă sinusul derivat și pe urmă argumentul 5x, iar și final derivat care te-a dus spre 5. Și pe urmă să facem calculul. Ne uităm la cei doi termeni să vedem ce este comun. Comun n-am văzut decât sinus la a doua de 5x și e la x. Am scos în factor comun, e comun ăsta 2, l-am scos. Și ce mai rămas în paranteză, punem din primul termen ce a rămas, din al doilea, din al treilea, care ar fi mai mulți termeni. Hai să vedem altul. Cât deja sunt? 9 și? Și jumătate. 9 și jumătate. Hai să mai facem una. F de x egal cu radical indice 3 din x plus 1 din 3x plus 1 supra 2x plus 5 ori logaritm natural din 4x plus 3. Ce recunoști acolo? Este un produs. Un produs, sigur că da. Și ne apucăm pe legea produsului. Da. Deci f derivat de x egal cu? Egal cu prima derivată, adică radical de 3 din 3x plus 1 supra 2x plus 5 la derivată. Da. Ori cealaltă. Ori logaritm natural. 4x plus 3. Da. Plus a doua, a prima nederivată, adică radical de ori din 3 din 3x plus 1 supra 2x plus 5 ori logaritm natural din 4x plus 3 derivat. Și calcul. Suntem la radical. Produs, radicalul la derivare. E al treia formulă. 1 supra... 1 supra... E nu, adică 3. 3. 3 radicalul de... ordin 3. Da. Din... gâtătul ăsta, 3x plus 1 supra deci, 2x plus 5 sau 3 a doua. X plus 1 supra 2x plus 5, totul la a doua. Am derivat radicalul. Da. Ori, ce avea el acolo de derivat? Ori, 3x plus 1 supra 2x plus 5, derivat. Ori argumentul său. Derivat. Da? Și ori acum, derivat, și ori ce era continuat. Logaritm natural din 4x plus 3 completăm, plus radicalul, nu? Plus radicalul din 3x plus 1 supra 2x plus 5, hai cum știi tu. 2x plus 5. Ori am dat acum peste partea a doua, derivat, un logaritm. Cu cine este egal logaritmul derivat? 1 supra... Ce are el acolo? Da, 1 supra toată expresia sa. Supra 4x plus 3. 1 supra 4x plus 3 ori... ori... 4x plus 3, derivat. Și egal acum acum. Și mergem, luăm totul la un capăt până când ajungem să dăm să peste derivat. Să derivăm chestiile acelea. Și deci va fi egal cu 1 supra. Da, logaritmul să-l băgăm aici. Ori 1 face logaritm natural. Vine logaritm natural din 4x plus 3 supra 3
radicalul de ordinul 3 din 3x plus 1 supra 2x plus 5 la pătrat. Deci, așa, ori, ce este acum de derivare? Ce am la derivare? O fracție. Și fracția este prima derivată, adică logaritmul natural... Nu, prima derivată. E numărătorul ăsta. Păi ce logaritm? Eu numai fracția am derivare. Logaritmul l-am pus aici. Deci nu m-am treabă cu ea. Asta n-am treabă deloc. Cine e de la derivare asta? Că 3x plus 1. Deci vine 3x plus 1 derivat. Ori cealaltă nu. Ori 2x plus 5 minus la fracții. Minus la două prima 3x plus 1. 3x plus 1 copiem. Ori 2x plus 5 derivat totul supra monitorul, adică 2x plus 5 la pătrat. Și plus, suntem acum aici, radicalul copiem, 1 pe 4x plus 3 copiem, n-avem ce face, deci radical din 3x plus 1 supra 2x plus 5, ori 1 supra 4x plus 3, și ori, cât este 4x plus 3 derivat? 4x plus 3 derivat, păi 4x e 4, ori 1 derivat, 0, 4. Deci 4. Și atunci, în loc de 1, deci vine ori 4. 1 ori 4 face 4. Și egal mai departe cu... Suntem în situația de a deriva fracția asta. Până acolo scriem tot. Deci vin log natural din 4x plus 3 supra 3 logaritm 3 radical de 3. 3x plus 1 supra 2x plus 5 la pătrat ori derivăm aici ca un produs, da? Primul derivat din 3 ori 1. 3. Deci vine 3 pe lângă 2x plus 5 minus 3x plus 1. Da. Pe lângă 2. 2. Supra 2x plus 5 la pătrat. Plus radical din 3x plus 4 plus 1 supra 2x plus 5 ori 4 supra 4x plus 3. Și nu ne rămân decât să înmulțim aici, să reducem termenul asemenea și să copii. N-a fost, n-am luat o funcție așa care să meargă și spre calcule. L-am luat-o decât la întâmplare, nu? Ei, de aceea nu se mai fac calcule așa ca să-mi permită să pot să aduc la o formă mai simplă. Eu n-am urmărit decât atâta, să văd, să recunoști că e vorba de un produs și aplicăm tehnic, formula de derivare a produsului și când mă duc la prima derivată, e radicalul derivat, care înseamnă 1 supra indicele său, radical din și din argumentul care îl avea la un radical, rămâne la o putere mai mică decât indicele radicalului. Așa? Și mulți cu 3x plus 1 supra 2x plus 5, adică înaintăm. Am derivat de-abia radicalul aici. Și înmulțit cu argumentul său derivat, care e o fracție și care se derivează, nu? Ori logaritmul nederivat plus asta, ori logaritmul derivat. Logaritmul derivat face 1 pe ce are el. 1 supra tot argumentul, 4 plus 3. Ori 4 plus 3 derivat. Ce te sfătuia să faci? Ne-am derivat formulele toate. Și le-am făcut cu limita raportului acela. Eu așa ți-aș sfătui. Pe weekend, să te apuci să le scrii toate, să faci limitele acelea, ca formulele să fie rezultatul calculului limitelor respectiv. Cum am procedat, le-am găsit. Că, cu ocazia asta, faci și limite. Îți dai drumul și la calculul limitelor. Ai filmul făcut.
te duci acolo la film, stai ca boierul și cu filmul în față și faci, demonstrezi toate odată, de două ori, de trei ori, până când le poți face singur. Și cu ocazia asta îți intră și foarte bine în minte și înțelegi de ce e 1 pe 3. Așa, mecanic acum, 1 pe 3, dar nu știi de ce vine, nu, acela de 3 ore coboară, nu. Sunt multe lucruri și tu nu poți să le aștepti, decât dacă le înveți, azi le înveți, mă le uiți. Deci demonstrezi de 2-3 ori, cu ocazia asta faci și limite de funcție, antrenament la limite de funcție, îți amintești și ce am făcut acolo și formulele acestea le găsești. Nu le-am demonstrat pe vreo 4, axin, arcos, arctangent și arcotangentă. Da? Asta nu le-am făcut. Dar sinusul l-am făcut sigur, cosinusul l-am făcut. Tangenta am făcut-o, că ai simt pe cos, ca fracții. Da? Deci toate acestea le faci așa. Și o să vezi că în condițiile în care faci demonstrațiile și refaci toată treaba asta, înțelegi formula. Că și eu, dacă mă pui așa, iată, sunt ani de rând, nu am mai făcut derivate. Da? Dar ce am făcut mai întâi? Le-am demonstrat, da. Mi-am amintit, am înțeles mecanismul și formulele că nu le știu. Că mai toți elevii fac așa. Bați formule. Sigur că ajungi ca la tabla mulțirii și o știi pe de rost. Și să știi și formule tot așa de bine. Dar ajungi acolo după ce înțelegi cum se obține ele. Ne oprim aici. Ce să zicem ca sinteză la sintezorii? Am făcut derivate, nu? Derivate, formule, trebuie știute, demonstrate formulele și, pe urmă, mecanismul de derivare a funcțiilor compuse, adică dinspre exterior spre interior. Interior. Da. Asta ar fi lucrul care merită reținut. Dar, pe urmă, calculele toate care sunt, te trădează, te sancționează dacă n-ai calculul. Nu degeaba tot te invit. Hai vino la clasa 7. Ai văzut că fac niște chestii foarte tare acum. Interesant, strângea pătratului, binomul la pătrat, din minimul și maximul, funcție de gradul 2. Practic, funcția de gradul 2 cu minimul și maximul său. Dar încă nu înțeles că totul ajungi într-o viteză aici și cum ai ajuns, ai intrat direct, puș, interesul tău. Eu ți-o spun cu dragă, spunându-ți că e șansa ta. Venind mai devreme, nu să stai pe Facebook, să te mai uiți, să mai nu știu ce, mai prezi timp. Ai venit aici și, băi, stai o clip, mă duc acolo, că mai prind niște chestii. Acum e calcul algebric la clasa 7-a, foarte puternic, foarte interesant, cu radical, cu proprietăți. La revedere, dragilor! Pe mâine seară!